ieșim să mai semănăm ceva. Eu îți să vă lungi. Frate, mai în față cu semănătoarea. Și mai avem un pic de greu de semănat la ei pentru animale și finalizăm pe anul ăsta cu, cu semănatul la greu. Avem vreme faină azi. Am o bună de lucru. Apropo, avem un nou mic accesoriu pentru ăsta, pentru tractor. Mai exact o nucă. O nucă de volan. Mi-a plăcut, am văzut modelul ăsta la Valentin. Valentinul Bravo pe YouTube, are pe GCV-ul lui. E destul de mișto cu cauciuc pe margină, aici în capac lucios. E un design destul de robust așa și cu prindere foarte bună. Zic eu că asta e cea mai bună prindere pe volan, având în vedere că vine roata. Cred că se vede așa. E bine prinsă roata pe spiră sau pe volan, pe unde vrei tu să prinzi. Eu am prins-o pe interior, pe spița de la volan, ca să când, chiar dacă direcția e un pic mai grea, e fiind mai aproape de axul volanului, am cursă mai mică la viraje. Cum e nuca, pot să țin bine de ea, îndur repede volanul și mă întorc mai repede. Dacă o puneam pe să zic, pe cercul volanului, atunci venea mai departe de ax și rezulta o cursă mai lungă. Mergea mai ușor, dar aici îmi place să eu mai lucrez așa cu podul palmei pe volan și îmi place marginea să fie liberă, să zic așa. De asta l-am pus pe spiță. Aici acum alimentează cu sămânță. Cred că nu pot să meargă cu mașina până la teren. Și mă duc și eu să-i ajut și revenim de la parcelă. Cum va bine. Mă întorc tocmai ce am alimentat. Și mergem să ne apucăm de semănat. Legăm eu cu duba. Frate-mi eu cu tractorul și eu scos asta la asta. Uite, dacă tot am ieșit la lucru cu tăvălugi, am prins un ciubuc pe drum. Are unchiul meu aici vreo 70 de ani în zona și m-a văzut că vin cu tăvălugi și m-a rugat să-i fac și lui să-i fie și tăvălugi. Păi una dau în vârtă asta și după aia mă duc la deal. Mai desfăcut tăvălugii că am puțin de făcut. Nu am mult bine cu ăsta, acum deja e un hectar 70, da? Sunt parcele relativ mici, înguste și lungi și n-avea rost să mai desfac, îl învârt așa repede și gata. Pune-i descălț, pune-i agăț după aia, păi mă ia naiba. Și poate ea nu-i prea place
mai repede, dar eram ocupat cu, explicațiile. Acum, cum o sun după altul, pot să mă duc un pic viteză mai mare, că tasează mai bine, să zic așa. Doar mă duc cu a treia, nu mai duc cu a doua, așa la durație la jumate, că mă duc cu a treia la jumătate durată. El a discutat aici, a semănat și după am zis că m-ai dat în cumnit. Și acum a fost să-mi plăște îngrășămintea. Am zis că poate era bine să o împrăște înainte să discuiască ca să o încorporeze și aia, dar nu, poate așa s-o nimerit. Sau nu o fi avut îngrășămintea când o să o îngrășe niște. Bine, un cash-ul la care fac e... Cash-ul, dacă ați văzut episodul în care mi s-a rupt bara la plug, el a venit atunci de m-a ajutat să-l ridic, să-l agăt. Deci, asta că-i fac aici e cumva mulțumirea, să zic, așa că, uite, a fost și-o rupt din timpul lui și-o vin să mă ajute atunci. Bă, băieți, eu zic că cât puteți să ajutați, fie că e un vecin, fie că e un neam sau știu eu, cât puteți să-i ajutați. Și sunt oameni care țin cont de faptul că i-ai ajutat și nu uită, eu zic să ajutați. Că ajutorul pe care îl dați vine înapoi în vecin. Nu se știe niciodată când ai nevoie de cineva, de o favoare, de un ajutor, de indiferent ce tăi, și atunci cel mai bine e să menții o relație bună cu toată lumea, pe cât posibil. Acum sunt și oameni care nu prea merită, dar da. Direct curge apa, el înapoi nu mai vine să te ajute. Atunci cu tine e bine să nu-ți faci de lucru, părerea mea. Adică
la o primă impresie așa, e calitate. Într-adevăr, ăsta îți dă impresia de cauciuc, ce e pus pe laterală, materialul ăsta mai aderent, nu-i chiar cauciuc, pare un cauciuc mai de proastă calitate sau cel puțin un plastic ceva mai moale, dar e ok, nu miroase, la cauciuc să fie mirosul ăla urât, așa că e ok, eu sunt mulțumit de ce am cumpărat. Dacă scrieți pe Google, nucă pentru volan, cred că e printre primele opțiuni care vi le dă acolo. Am mai avut un model, modelul ăsta, e cu prindere cu platbandă, așa, și mi s-a rupt de aici de jos, dar asta era foarte nașpa, adică juca nuca asta în ultimul hal. A început să fac o zură și juca tare în mână. Și mai am încă un model. Modelul ăsta, asta trebuie să-i zic la frate meu, dacă nu-i bună lui pe volan. Problema e că asta cu prindere așa, la mine nu-i bună deloc. Volanul meu nu-i rotund, e dintr-un plastic mai tare și nu-i rotund. Și atunci eu când vreau să strâng șurubul ăsta, să o fixez, îmi sare de la loc și mă enervează. Și nu pot nici cum să o prind cum trebuie. Ar merge dacă e un volan ceva mai mic, mai subțire. Ăsta mi-o e destul de gros. Dar asta trebuie să-i zic la frate, pe dacă nu-i trebuie, că nici el în gândir nu are nucă pe volan. Să vedem, poate trebuie lui. Din parcela cealaltă, că aici imediat termin. Vreau să filmez ceva și acolo. Hai că am ajuns în parcela unde seamănă frate meu. La cum a termin aici. John Dory. Watch this.
Look, look, Marty Mark, yeah. Watch the way I start up, yeah. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me, say she love the way my chain sitting cut the blade. And of course it says my name if you wanna wait, to let you know who's finna blow. Always winning, check the scope, I'm only losing control. Oh, este țărnă. Nu-i bai. Terenul ăsta e al lui socrului. Și l-au făcut azi dimineață cu discul. A ieșit un pic bolovan mai mari, dar țărnă este mult. Adică sămânța se stupă foarte bine. Nu rămâne nimic pe afară. Plasa asta de lanțuri, de la semănătoare, din ce am văzut, face foarte mult. Trage țărnă pe sămânță, trage zdrușe. Face mult. Din jos și o să-i curăț un pic și stau să termin el de sămânat, să se zvinte un pic terenul. Și după aia să vă lugesc. Eventual mă plimb un pic cu el, sămânătoare. Revin.
așa merge semănătarea. Sub 21, semănătare românească. În stare chiar bună, zic eu. Noi avem de câțiva ani și nu facem bine treaba. Uite, sămânța nu rămâne deloc pe afară. Merge bine. Asta e destul de bine pe unde trece Tăvălugii. Uite, nu intru deloc în... Nu intră pe puțin în țarnă. Este pe asta destul de bine. Deci eu. Ce viteză mergi? Ce viteză mergi? Cu ce viteză mergi? Dar este țărnă, este multă. Da, da. Ce să merge cu întâia pe mare. Unde e un pic mai zbrusos, e de pe mic. Semănătarea asta nu are marcatare. Cu măzurosele înguste, lasă urmă destul de vizibilă în spatele ei și având în vedere că patina merge exact pe lângă roată. Frate mi ține roata de la tractor un pic mai departe, să zic pe lângă urmă, un pic pe lângă urmă, în exterior. Și atunci semănătarea e, cred că are 2,80 m și vine un pic mai lată decât tractorul. Așa că el, dacă merge pe lângă urma asta, patina când vine și seamănă, trece dincolo de ea, deci nu rămâne greș, să zic așa. Și aici e o zonă unde e destul de bălăvănă, zbruși din ăsta mai mare. Dar nu-i problemă, că vine băiatul cu tăvălugul și face ca asfaltul pe aici. Nivelăm frumos. Mai are o tură la deal și el o termina, după aia mă pot apuca el. Ușor să nu lovești Renault-ul. Ca aia se ia valoare. Că s-a sortat semănătoarea cu tractorul.
Trec o plecat. Dar în cai sămânță suficient. Da. Poți să-i dai. Cred că o fi plecat, nu știu. Bun. Mă duc să mă apuc și eu. Să termin rapid aici, că trebuie să ajung la 5 să fiu la lucru. A, uite aici. No, ne auzim mai târziu. Așa, ca un ultim update, cred că mi se închide și GoPro-ul, că nu mai am baterie. Am terminat de semănat, eu acum îl fac cu tăvălugul. Îl lângă și eu la două aici și mergem acasă. Ce să zic, ne vedem la următorul video. La... să vedem ce mai puncim. Probabil o să fie de la Arad sau ceva. Numai bine. Ce-au lins. Am terminat și parcela asta. Deci am făcut eu cu tăvălugii un hectar 80 aproape. Fratele meu a semănat un hectar și 10. Și băi, și lucrare bună. Și cam asta e. Finalizez aici, trebuie să mă mai îngur de vreo 2 ore aici pe capăt. E cam gata pe azi. Mergem dincolo la munte. Ce să zic, ne vedem la următorul video. Cum am zis, probabil la Arad. Numai bine. Salutare. Lili, mi-are treaba!